Fără a ști că guvernul a prelungit termenul limită pentru plata taxelor și impozitelor locale, zeci de slătineni așteaptă minute bune până să le vină rândul să-și achite dările către bugetul local. Cei mai mulți vor să beneficieze de bonificație, chiar dacă suma le ajunge doar pentru un cozonac. Contează această reducere? Cum să nu? Cât a fost în cazul dumneavoastră? 10 lei. Reușiți să faceți ceva cu ei? Ce să facem? Câteva pâini. Că mai e o reducere acolo, ceva. Aveți idee cam cât înseamnă pentru dumneavoastră? E cam puțin. Cei mai nemulțumiți de cum decurge achitarea taxelor și impozitelor sunt proprietarii locuințelor în care sunt declarate sediile unor firme. Ca să nu plătească sume și de câteva ori mai mari decât în trecut, ei sunt nevoiți să depună o serie de acte din care să reiasă când nu desfășoară activitate sau să apeleze la un evaluator. Cere factură de la apă, de la curent, de la gaze și tot felul de acte care stai o groază de timp aici. Pierzi o zi întreagă. Reușiți să vă descurcați să le completați formularele? Eu sper să vedem ce mai cere la birou. Mai greu, pentru că la început spuneau că va trebui făcută o evaluare de un evaluator. Acum au revenit la problema cu completarea declarației, în care trebuie să prezinți copii după facturile utilităților că le plătești pe persoană fizică, nu pe societate, că nu se fac deduceri. Ați mai fost aici? Am mai fost odată, am mai luat o declarație, n-a fost completată corect, pentru că nimeni nu prea spune cum trebuie să o completez. Pentru a permite cât mai multor contribuabili să-și achite datoriile către bugetul local, guvernanții au prelungit termenul până la 30 iunie, iar municipalitatea a luat o serie de măsuri, pe lângă deschiderea unui punct de încasare a taxelor și impozitelor într-unul dintre cele mai mari cartiere, a fost modificat și programul de lucru. Programul de relații cu publicul este în fiecare zi, de luni până joi, de la 8:15 până la 4:15, iar programul de încasări de la 8:15 până la ora 18. Vinerea, programul se reduce cu 2 ore și pentru relații cu publicul și pentru încasări. Adică vinerea, programul de încasări este până la ora 16. Interesul contribuabililor de a scăpa de grija taxelor și impozitelor locale se vede în nivelul încasărilor. Față de anul trecut, avem o ușoară creștere și aici vorbim despre persoane fizice care urmăresc să-și achite până la 31 martie primul termen de plată, tocmai ca să beneficieze de bonificația 10% care a fost crescută de la 7% față de... Întotdeauna a fost o creștere mai mare la persoanele fizice pentru că, în general, pensionarii urmăresc să-și achite obligațiile fiscale fără penalizări. Contribuabilii slătineni care își achite integral dările către bugetul local până la 30 iunie au 10% reducere. În acest an, bugetul municipalității este dublu comparativ cu anii trecuți. Creșterea se datorează modificărilor aduse codului fiscal, care prevede introducerea de noi taxe, dar și raportării fondurilor destinate anul trecut, finanțării proiectelor europene care au fost sistate.